Se circulă nesingherit timp de 18 ani fără permis de conducere și se știe de asta chiar polițiștii. Este o poveste care se întâmplă în România, în Târgșorul Vechi. Iar cei care au decis până la urmă să facă dreptate în acest caz pentru a preveni o nenorocire sunt localnicii. S-au pus pe strâns probe pe care le-au trimis șefilor de la rutieră. Aceștia l-au prins pe bărbat în flagrant. Mihai Alda are 53 de ani și locuiește în comuna prahoveană Târgșorul Vechi. Timp de aproape 18 ani, el a încălcat legea sub ochii localnicilor și ai polițiștilor din comună. Aceștia știau ce face bărbatul și nu au luat nicio măsură. Până la urmă, speriați de faptul că acesta ar putea produce oricând un accident, dar și indignați de tupeul individului, câțiva vecini au început să adune probe. Bărbatul a fost filmat zilnic în timp ce circula prin comună cu mașina. Toate acestea au ajuns la șefii de la Poliția Rutieră Prahova, care au organizat în cel mai scurt timp un flagrant. Documente la mașină? Nu am nimic. De ce conduceți fără permis? Păi nu am acte la mine. Da, aveți permis de conducere? Da. Sigur? Da. În urma verificării documentelor solicitate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul avea permisul de conducere anulat. Surse din rândul anchetatorilor spun că individul a mai fost prins acum 2 ani fără permis, în timp ce conducea un tractor. Atunci ar fi încercat să scape și a fugit pe câmp, însă a fost prins de polițiști. Aceștia au făcut dosar penal. Pentru că este recidivist, bărbatul ar putea ajunge după gratii.